Uf, pardon. Aoleu, mă, și băs. Oalala. Doamne, urât bulldog ăsta, mă. Mamă, de când am mai ieșit și eu cu vlogul. Oalala. Deci nu știu ce să mai fac. Bă, din păcate, nu mai am numere la mașină. Dar nu-i problemă că avem backup solution aici. Ne întoarcem la Veronica noastră. Mamă, am făcut căcat ăsta. Ce s-a întâmplat pe plafon? Se vede pe camera? Da. Oh, bye. Hello! Astăzi suntem la Aventura Strigatura. Facem și noi intro-ul ăla clasic cu vă dau de la Conacu și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Nu merg la pește, deci sunt cu mașina de pește. Hai, mai șmecher acum, mașina de pește. Mașina de pește, o ciocan. Băi, vă salută fratele Conacu, tocmai ce am identificat că Skoda a fost lovită. Dar unde putea să fie Skoda lovită așa, frate? Am băgat-o pe sub ceva? Unde am fost ieri, mă, cu ea? Ce am fost cu Skoda, am plancat-o la primărie, la ADP, la Chiris. Da. Mă rog. Bun, vă salut, fratele Conacu, și bine m-am găsit la un nou clip pe acest canal. În sfârșit, și într-un final, în sfârșit, mergem la tatuaj. De când zic că mă duc la tatuaj, numai eu știu. Suntem cu Skoduța pentru că încă pleacă la sfera de cheie, pentru că Audi-ul, puteți uita, nu mai are numere. Se efectuează mare înmatriculare, astăzi trebuie să-mi dea numerele. Așa că sunt puțin muciosos. Dăm cu spatele, luăm o cafea, 14:15, trebuia la 14:30 să fiu la Marius, m-am trezit în timp, mă rog, de aseară i-am lăsat mesaj și am zis, băi, nu te supăra pe mine, nu ajung la timp, o să întârzi, zice ce înseamnă întârziere, zic, bă, până la 15:00, adică 3, ajung la timp. Am luat Skoduța, mergem la Mariusica și o să vă arăt acolo ce facem cu mâna, pentru că au fost câțiva anul trecut care îmi spuneau, bă, dar nu faci, mă, și tu clip cu tatuajele tale? Am zis, bă, s-ar putea să fac, dar acum facem clip când ne terminăm mânuța, ok? O să vă arăt stadiul mânuței, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal, nu uita, susține Vamos. Mamă, ce greu mi se pare să trag de volanul ăsta acum. În descriere aveți toate link-urile de la Vamos, organizația pe care eu am creat-o. Nu zice că intri peste mine. Doamne, mare ți-e puterea ta, Iisuse Hristoase, dă să mă și închin ca să fie de bine. Bă, ce am scos ăștia pe piață, pe lângă faptul că am scos ăștia, cum le zicem, am văzut la femei ceva de un tampon de la permanent, auzi că te ține 3 sau 5 zile, baga asta în tine, nu mai ai probleme. Mă rog, bă, ce credeți că am pățit acum? Sunt la Mega, mi-am luat o cafea rece până la urmă, bine, un pahar mereu, o mașină. Ce credeți? Am fost la Mega. Păi inventat ăștia, mâncava și gura voastră, era aici la... Era la începutul aparat ăsta de cafea, dar acum văd că a făcut aparat de dat pomană. Bă, și bani dai de pomană. Dacă ești un murt pe cineva sau astea, vii și zici, pentru să fie pentru unchiul meu, pentru Gheorghe. Bă, și bani în aparat, apeși pe cafea ce bea omul acum, na, dacă omul bea la 2 lei sau depinde cât de mult l-ai iubit sau cât avere ți-a lăsat. Bă, și bani în aparat, apeși pe ăla și dă de pomană. Cum adică dă de pomană? Adică nu pune paharul nimic, dă zahărul în gol, dă laptele în gol și după aia începe în gol. Dacă vrei tu să guști așa, bași tu mâna, dar te opărești, Doamne. Le-am zis la femeile astea să căcase pe ele de râs. Caramgeamul electric. Gata, m-am plecat la tatuaj. Mă așteaptă un drum de o oră din Pantelimon până în Militari. Măcar am și o 7 melodii. Download date pe aplicația asta, auzi. Cea mai mare problemă la Marius aici, unde stă el, este că nu ai locuri de parcare, frate. Bă, și noaptea, deci dacă vii noaptea aici, e cea mai mare prostie pe care poți să o faci. Te-l pocoina, mi-a ridicat și pantalonul. Imediat intrăm la Marius și vă arăt un pic ce facem și vorbim așa puțin. Băi, oricum mi s-a cerut după anul trecut, mai ziceau oamenii pe live, să facem istoria tatuajelor, explicația tatuajelor. Cred că o să facem într-un clip după ce terminăm toată mâna. Dar vă arătăm ce lucrăm astăzi și vi-l arătăm și pe Marius, care făcea ceva de mâncare și la care eu am întârziat. Salut! Intra cu vlogul peste tine, ce fama râsică! Salut! Te pup! Te pup, fratele, ți-ai făcut de mâncărică? Am văzut să mai târziu și am zis. Băi, nu, e infernal traficul din București. Măcar am apucat să te anunț de 3, dar de fapt era un 3 jumate s-a transformat. Am adus aici un Red Bulls. Am venit cu vlogul peste tine pentru că, bă, nu ne-am mai făcut un tatuaj de cât timp? Cred că un an aproape, nu? Undeva în februarie ne-am apucat de mână. Februarie, martie, pe acolo, înainte de pandemie. Era la început de pandemie, era nebunia, trecuse, bam, bam. Da, mă, băieți, ne acomodăm și noi și când... Wi-Fi QR, ce trebuie să am, mă? Bă, și cum, gen, scanezi și îți dă parola? Da.
nu filmăm prea mult aici de la Marius, că nu ne dă voie. Uite, și-a luat masă de ustensil, bam, bam, bam. Și ce îl băteam eu la cap, mereu să se însoare. Acum nu-l mai batem la cap. Bun, hai să ne acomodăm și noi, băieți. Așa începe totul, ca să știți. Își face Marius direct mare playlist. Pregătește aici masa de operație, scaunelul ăsta. Mă, da, tu iei, mă, Marius, un șezlong de ăla. Urât, corp dezordonat am. Deci, ce am făcut până acum? Hai să ne apucăm așa ușor să vă povestim și vouă, că îi dăm drumul la tatuaj și nu o să mă mai lasă Marius după aia să mă mai zic. Azi că sunt cel mai dificil, pentru cei mai dificili oameni pe care îi tatuaz, că mă plâng mult. La început duceam și eu, ăsta a fost ultimul tatuaj pe care l-am dus cu fără cremă. Așa îmi dau cu cremă puțin. Acum am luat un pic de țacă, că am adus 3 tuburi și de fapt 2 tuburi mai aveau un pic. Am doar un tuplit. Toată mâna asta e făcută în temă al doilea război mondial, primul război mondial, nu mă aruțică? Yeah. Avem numai tatuaje care sunt poze reale, adică le-am găsit pe Pinterest sau Pinterest, cum vreau să zic? Pinterest. Le-am găsit pe YouTube, Pinterest, pe Google și le-am transpus scene reale. Bun, și acum urmează să facem aici, în mare parte, din ce văd eu, e un nene cu mască de gaze, un avion deasupra lui în picaj, o scenă de-asta haotic așa, un bombardament aerian, după care urmează să facem interiorul de mână, mai pe seară, ca să terminăm toată mâna, și acolo o să vină iar un personaj mai important așa din război. Încă nu pot să vă zic, că nu știm ce facem. Eu am o idee, eu vreau să tatuez pe Eva Braun, dar vedem acum ce se întâmplă. În rest, o să facem un clip separat în care o să vă explic tatuajul dacă vă interesează. Asta e, oricum aici o să zic direct, aici eram fanboy Justin Bieber, aici fanboy Justin Bieber, aici m-am luat cu războiul, aici am cover, adică știu să le explic, dar că dacă sunteți voi curioși, scrieți și pe acolo în comentarii. Cam cât crezi că ne-a Marius așa estimativ sus aici tot? Da, 4 ore, cam așa, 4-5 ore zici tu că ne-a strimit tot pe ăsta de aici sus. După care ne apucăm de interior ca să fie dată mâna completă. Ne-am apucat în februarie de am cred, cam așa. Mamă, ne-a mai simțit acu de aproape un an. Ololo. Ia să vedem dacă le mai e. Tu le-am de obicei, le-ai ținut toate. Da. Ca ce să vă zic. Marius, despre Marius, trebuie să știți doar că e cel mai scump tatuator din tot Bucureștiul și... Nu glumesc, bineînțeles. Mă tatuez la Marius, de când mă tatuez la tine, Marius? Tot, de fapt, tot ce mi-am făcut... Înainte de pandemie. Înainte, da, da. Mi-am făcut și gustul ăsta suprem. După aia mi-ai făcut pieptul la care am lucrat ceva timp. Deci avem ceva. Mă tatuez de vreo 2 ani la tine. Cam așa. Și recomandă, fratele, pe Marius, oricum găsiți și pe ecran și pe descriere și pe peste tot, găsiți linkul lui. Și-a schimbat și Instagram-ul. Hai să vedem, Doamne ajută. Mai intervenim și noi pe camera, pentru că e un vlog, mai intervenim și noi așa din când în când, cum e cu update-ul, cum e cu acolo, cum a terminat aici, a făcut până la jumate, pam bam, ca să nu stresăm nici prea mult cu camera, o să facem și live pe Instagram, asta e separat, să apăsați butonul de like, să vă uitați la clip și să ne susțineți în continuare. Și pe noi și pe Vamos, dar acum încolo trebuie să zic și de Vamos mereu, organizația pe care am creat-o. Băieți, este ora 8:30 și noi tatuăm de la vreo 4:30, cam așa, spre 5 un pic, Marius, că nu? 8:30 am luat și noi două pauze. Mă rog, nu știu ce înțelegeți voi până acum, dar cam așa arată. Arată Marius dintr-o parte cu niște norișori, bam, 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 bam. O să vină, uite aici, bam, un avion în picaj și o să fie totul ok. Și vă ținem la curent, sper că în seara asta să terminăm toată mâna, da, destul de mult. Și toată mâna asta nu și pe interior, gen aici, deasupra la leopardul ăsta, adică aici, să fie tot acoperit pe lângă asta. Pardon. Bun, următorul update sper să fie ăsta gata, direct. Și mă grăbesc cu filmatul cam decât o să-mi grăb baterie și vreau să fie un vlog întreg ăsta. Ce te bagi? Mai poate faci un furt și batem. Îmi pune Marius.
marusică, niște folie, mă înfoliază marusică și gata, suntem aproape de 6 dimineața, până ajungem acasă face 7, olololololo, 7, 7 jumate, dar am rezistat, maestri. Ce faci, mă, te bate ăla? Nu bate ăsta. Dar oricum e primul, nu? Te ajung acasă cu ea. Mamă, ce-mi place mie, gen căldura aia, nu-mi place deloc, când începe căldura. Talent. Una bucată pui înfoliat. Doi bucată conacul înfoliat. Iar îți mai ceva pe el. Lasă-mă așa zi. Oricum o să trebuie o tură acum. Mă doare și mâna când țin camera. Da, pe mă răsăr, că după aia o iau la zi. Transformation. Până ne îmbrăcăm și noi și astea. Wow! Băi, n-am cum o să vă las așa. N-am cum să închid clipul ăsta fără să vă arăt nebunile astea. Sunt prea bucuros, mă. Sunt prea bucuros. Și de ce? Că au venit jucăriile! Direct pentru Conacu. Pentru Conacu. A dat ceia. Și încă unul tot pentru Conacu. Ține și pe ăla, pe partea alta. Au venit scaunele de la giveaway, băieți, și sunt Hyperion. Dacă sunteți interesați rapid, așa, haideți să vă arăt. Asta e scaunul. E scaunul de IGL care a fost la bootcamp, gen. E nou nouț, bineînțeles. Hyperion, all about the gaming. Și credeți că doar pentru asta am filmat și astăzi? Că asta e filmat a doua zi, să și vede că e tatuajul. Bă, fiți atenți aici. Lăsați unghiul în care filmez. Mai am o surpriză. Ta-da! Ta-da! Bă, n-ai mă cum! N-ai cum, ești nebun! Am rezolvat și cu mașinuța. Mi-au dat și mie numerele, dar de ce mi-au dat două? Că eu am o mașină. A, mi-a dat și de Skoda și de Audi. N-au venit numerele, băieții. B22, capa, N, capa. Capa, N, capa. Băiatul ăla cu minte. Hai să-i rupem iarnelii. Bum, 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 bum. V-am arătat și surprizele. O să mai avem un vlog cât de curând, rapid. Așa că fiți alături de noi pe canal. Și dacă vreți să câștigați și voi scaune la giveaway plus alte produse, încă 20 de produse o să dau pe întâi. Urmăriți și voi Vamos Esports, linkul din descriere, pe YouTube, și Vamos Esports România pe Instagram. Vamos Esports, Eșpriț. Vamos, tată! Mare de mâna în ultimul hal. Bun, am plecat de la Marusica acum. Sper să nu se întâmple. Am ajuns la ora 3 și 20 la el. Am stat 14 ore, 15 ore. Bă, doar îmi doresc în militar rezidență aici, îmi doresc să nu mă fi blocat nimeni, să pot să plec cu mașina. Odată o să vă arăt eu acum. Am lovit mașina pentru că nu mai puteam să mai ies. Bine, am crăjonit-o un pic pe dreapta. Niciun număr de telefon. Parcarea aiurea, o să vă arăt acum parcări să vedeți dacă... Când am fost la Marius data trecută muream. Deci nu puteai să mai treci pe banda de unde trebuie să te duci în față. Că parcasești... Hai să vedem reacție pe live, dacă-s blocat sau nu. Fiți atenți aici un pic. Nu sunt blocat, dar uitați-vă și voi parcare. Ia fiți atenți aici. Deci eu am parcat ca orice om normal acolo. Uitați parcare. Păi de ce nu? Oricum am găsit mașina lovită. Nu acum. Am găsit-o azi, ieri. Nu știu cum să vă explic. Să simte că s-a obosit și simțiți și voi pe clip. Oulu, mă, și băs. Bun, băieți, cam asta a fost clipul. Butonul de like, subscribe dacă ești nou pe canal. Urmărește toate link-urile din descriere, urmăriți-ne pe Instagram. Ajutați-ne și cu Vamos, urmăriți și Vamos pe Instagram, Vamos pe YouTube. Aveți link-urile și pe ecran și în descriere. Vă mulțumim că ne-ați urmărit sau că m-ați urmărit pe mine și ne vedem la următorul clip. Și neapărat lăsați și voi un comentariu la orice clip pentru că ajută foarte mult reach-ul. Vă pupă și gos.